Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Azi vorbim despre câteva semne care îți arată că cel mic nu e pregătit de grădiniță. Așa cum probabil simți și știi, intrarea în colectivitate e un pas destul de important, atât pentru copil cât și pentru voi părinții. Nu e ușor pentru un copil de câțiva anișori să se acomodeze la ritmul pe care îl presupune grădinița, adică să accepte o rutină nouă și un mediu diferit, plus parteneri de joacă și educatori pe care nu îi cunoaște. Iar dacă nu e pregătit să facă acest pas, cel mic ar putea suferi emoțional destul de mult la intrarea în colectivitate. Tocmai de aceea, dacă te gândești că ar fi momentul să-l dai pe copilul tău la grădiniță, ține cont de câteva semne care îți arată dacă nu cumva ar fi mai bine să mai aștepți. Dacă, de exemplu, nu e obișnuit să stea departe de tine pentru multe ore, dacă nu a renunțat încă la scutece sau nu știe să folosească olița, dacă nu știe încă să mănânce singur cu lingurița sau dacă nu îi place să socializeze cu alți copii, atunci ar trebui poate să amâni intrarea în colectivitate. La fel ar fi bine să procedezi și dacă cel mic nu știe să comunice foarte bine cu alți adulți și nu poate urma instrucțiuni simple, dacă îl deranjează foarte mult hărmălaia și țipetele altor copii sau dacă nu și-a însușit cuvintele de bază, precum papa, apa, da sau nu. De asemenea, lipsa unui program de somn bine pus la punct e un semn că intrarea în colectivitate ar putea să mai aștepte. Pe scurt, nu te grăbi să-l dai pe cel mic la grădiniță dacă simți că nu e încă pregătit pentru această nouă experiență. Dacă însă trebuie să te întorci la serviciu și nu mai poți avea grijă de el toată ziua, atunci poți apela la o bonă sau la o bunică, măcar până mai crește puțin. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!